Slăvit să fie Domnul! Amin. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă numesc Croitor Dragoș și sunt din neam de Dumnezeu. Strămoșul meu cu numele de Adam a fost creat de Dumnezeu. Îi drept frământat din lut, dar îndumnezeit printr-o suflare care i-a pus-o în nări. Neamul meu de oameni n-au trecut prin metamorfoza darwinistă. N-au avut parte de evoluție, de la moluscă, la reptilă, la maimuță, ca apoi să devină profesor universitar. În structura mea genetică nu s-au agățat întâmplători doi cromozoni. Noi suntem creați de Dumnezeu. Și omul e creat de o complexitate de neimaginat. Nu putem noi gândi cât e de complex omul. Țările bogate alocă nu știu cât din PIB-ul lor sume fabuloase, o armată de oameni și de instituții cercetează să vadă cum funcționează creierul omenesc. Și ce-o descoperit e infim, aproape nimic. La Târgu Mureș, dar și la Cluj, apoi în câte orașe n-o mai fi, un institut numit Institutul Inime. Vor oamenii să vadă cum o bucată de mușchi face așa 100 de ani, fără pauză, fără odihnă. Eu îți crea de Dumnezeu. De o complexitate, mă repet, mare. Ba încă Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:16 face el așa o deosebire și spune de omul de afară și de omul dinăuntru. Omul de afară îi trupul nostru, în firea în care trăim. Omul dinăuntru e partea spirituală. Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat cu anumite nevoi. Dar tot El s-a grăbit să ne le asigure. Trupul meu are nevoie de hrană, de căldură, de odihnă, dar Dumnezeu ne le dă pe toate. Este careva din voi care e foarte îngrijorat, dar foarte îngrijorat că mâine nu o să aibă ce mânca. Este careva? Mâine o să avem mâncare? Slăviți să fie Domnul! De unde? De la Dumnezeu. El a pus nevoile astea în noi, dar tot El ne le-a asigurat. Spuneam eu după Revoluție, așa se cheamă, o reporteriță din județul Botoșani o mersă nevastă a unui preot ortodox. Mama 13 copii. Și-a făcut un calcul. Doamna preoteasă, nu vă spărați, 13 cu 2, 15. 3 mese pe zi, 45 de porții de mâncare. Cum asigurați 45 de porții de mâncare în familia dumneavoastră? La care doamna preoteasă s-a uitat, a spus, nu vă spărați, doamnă, dar la mine în casă, de 45 de ori, se spune rugăciunea Tatăl nostru. Noi nu mâncăm fără să ne rugăm. Și acolo, într-o bucățică, rugăciunea spune așa, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă azi. Și Dumnezeu ne-o dă. Pâinea noastră nu la comunitatea europeană, nici la guvernul României, pâinea noastră la Dumnezeu. Cel care ne-a creat cu nevoia asta, ne-o și asigură. Ei, omul din lăuntru are nevoile lui. Eu mi-am propus să vorbesc în seara asta de una din nevoile astea cu care Dumnezeu ne-a creat.
Noi avem nevoie să iubim și să fim iubiți. Avem nevoie de dragoste. Cercetătorii spun că și plantele și florile sunt mai frumoase când le iubești. Nu știu. E o vorbă. Dar acela care a pus în noi nevoia asta ne-a și asigurat dragostea. Versetul care l-am citit spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, El ne-a iubit pe noi. Slăviți să fie Domnul! Ne-a iubit Dumnezeu? Știți în versetul ăsta, foarte bine cunoscut, o expresie m-a pus în dificultate. De ce oare iubirea și dăruirea sunt puse la timpul trecut? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Oare o iubește și acum? Există o dragoste inițială a lui Dumnezeu, prima dragoste a lui Dumnezeu, care a demonstrat-o față de lume, dăruind pe Fiul Său să moară pentru noi. Ce au oamenii de făcut acum, ca și răspuns la dragostea lui Dumnezeu? Spune în Ioan, capitolul 15, versetul 9, partea a doua, rămâneți în dragostea mea. Deci Dumnezeu ne-a revărsat dragoste, a turnat dragoste peste Oradea, peste voi. Ce aveți voi de făcut? Este să rămâneți în dragostea lui Dumnezeu. Amin? Oh, iar am greșit. Am predicat în Basarabia. Asta e un obicei acum l-am luat, că nu l-aveam. Și de câteva ori întrebam adunarea, amin? Amin? Am învățat și eu de la alții. Și a venit un bătrân la mine, a spus, frate Dragoș, văd că cunoști tare bine Biblia. Ai găsit un Biblie undeva, amin, cu semnul întrebării? Încerc să mă dezvăț, poate reușesc. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a iubit foarte mult, amin? Așa. Dar ce vreți? Acum ce avem noi oamenii de la Oradea de făcut? Noi trebuie să rămânem în dragostea lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e o împărăție a dragostei, dar împărăția lui Dumnezeu are hotare. Efeseni 3:18. Ca să cunoașteți împreună cu toți sfinții care-i lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Că dacă nu stai în hotarele astea, în perimetru, s-ar putea să ai probleme. Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Duhul Domnului mișca pe Samson între Țorea și Eștaon. Când o coborâ la Timna sau la Gaza, s-o ales cu ochii scoți. Acum Dumnezeu a turnat dragostea peste noi, suntem o împărăție a dragostei, dar dacă nu rămânem în dragostea lui Dumnezeu, oare ne mai iubește Dumnezeu? Apoi vine Roman, capitolul 1, versetul 18, Pavel spunea că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei cinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. S-ar putea, stând în perimetrul ăsta al dragostei lui Dumnezeu, făcând un pas greșit, să dai peste mânia lui Dumnezeu. Că dincolo de dragostea lui Dumnezeu, îi mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și spun amin. Vorbim de dragostea aceasta lui Dumnezeu, eu am găsit niște categorii de oameni privilegiați care cu siguranță beneficiază de dragostea lui Dumnezeu. Românii sunt criticați că nu știu să acceseze fonduri europene. Adică la Bruxelles e o bancă mare, plină cu bani și ne-ar da la români să facem spitale și autostrăzi. Noi n-am știut să facem dosare. Nu știu dacă nu-i politica asta, dar nu facem politică la biserică. Dar eu cred că la Dumnezeu este un depozit mare de dragoste, că Dumnezeu are dragoste și El e dragoste, iar noi trebuie să știm să accesăm, să ne facem așa de plăcuți ca El să ne dea dragoste, mereu, mereu. Și am găsit că sunt niște categorii de oameni pe care Dumnezeu îi iubește în mod deosebit. Deschidem Sfânta Scriptură în Ioan, capitolul 14,
Și identificăm o astfel de categorie. Să văd dacă eu sunt acolo. Poți să urmărești și tu dacă ești, da? 14:21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Vreți să vă iubească în continuare Dumnezeu? Păziți poruncile. E greu? E grea predica din seara asta? Până aici totul e înțeles, da? Dacă vrem ca Dumnezeu să ne iubească, trebuie să intrăm în categoria oamenilor care păzesc poruncile. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, pe ei iubește Dumnezeu. Eu am luat din Sfânta Scriptură câteva porunci. Nu le dezbatem foarte mult. Le facem enunț, așa, succint și mergem mai departe. Le-am așezat eu așa într-o ordine logică, am spus. Uite, o primă poruncă. Cine o împlinește pe asta, apoi va fi tare iubit de Dumnezeu. Fapte, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din mort. Porunca lui Dumnezeu, prima poruncă, să te pocăiești. Mai spune Ioan că poruncile lui nu-s grele. Oare să te pocăiești e greu? Unii da, unii nu. Noi avem o cântare veche, o cântam în anii copilăriei mele. Eu m-am îmbătrânit în adunare, am 60 de ani de când sunt pocăit. Și o cântare veche spune așa, calea crucii lui Iisus e greu de purtat, de dus. Nu o poate duce oricine, numai cei ce vin la tine. Și apoi unul din versuri spune, calea crucii e grea, amară, până ieși din lumea afară. După ce ai ieșit din ea, vei zbura ca pasărea și vei ajunge la cer lângă blândul mielușel. Cât vreme vrei și cu lumea și cu pocăința, e foarte dificil. Cât vreme să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona, e chiar imposibil, nu se poate. Dar în momentul când ai ieșit din lume, te-ai detașat din lume și hotărăști pentru Domnul să te pocăiești, e chiar ușor. Dar de fapt ce înseamnă pocăință? În Noul Testament apare un termen în limba grecească, eu nu știu grecească, numai atâta știu. În Roman 12:2, să nu ne potrivim chipul veacului acestuia, ci să ne prefacem prin înnoirea minții, ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Apare acolo cuvântul metanoia, adică o înnoire a minții. În Noul Testament, pocăința înseamnă o hotărâre interioară, puternică, puternică. Ceva ce se hotărăște omul înăuntru lui. În Vechiul Testament, peste tot unde apare termenul de pocăință, se avea de-a face cu o acțiune. Când îi spuneai la iudeu să se pocăiască, el trebuia să facă ceva. Luați împreună termenii ăștia doi, puși împreună, înseamnă că pocăința este o hotărâre interioară transpusă în fapte. Adică eu iau o hotărâre, dar o și împlinesc. Spune Scriptura că un băiat, pilda fiului risipitor, a luat averea lui tasă, a cheltuit, a ajuns muritor de foame, la urmă și-a venit în fire și-a spus, măi, în casa tatălui meu atâția hargați sau belșug de pâine și eu mor, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrenic să fiu numit fiul tău, primește-mă ca pe unii din hargații tăi. Și știți ce spune versetul următor? Și chiar în ceasul acela s-o scula și-o pleca. Dar dacă nu se scula și pleca, murea de foame, n-avea nici roșcuve. Dar el hotărârea interioară care o luat-o, o și pus în aplicare, repede. Asta e pocăința.
Oare vrea cineva să se pocăiască? Îi poruncă. Și nici nu-i greu. Nu-i grea porunca asta. Și dacă cineva se pocăiește, pe acela Dumnezeu garantat îl iubește. Amin? Aici poate ar mai trebui să ne legăm de un termen. Ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să pocăiască. În încadrarea în timp. În Eclesiastul capitolul 3, versetul 1 spune: orice lucru de sub soare și are vremea lui. Pocăința nu. Pocăința obligatoriu e astăzi. Nimeni nu... Cine... Vai ce mulți sunteți! Cine știe că mâine va trăi? Cu siguranță. Avem garanția? Eu cred că noaptea asta plec spre Bucovina împreună cu frață. Știți cum e cu circulația, da? Eu mă rog Domnului să pun un înger să mă ocrotească, dar eu nu garantez pentru ziua de mâine, nici pentru ziua ta nu garantez. De aceea aici cu Evanghelia asta în mână vă cer tuturora în mod imperios să vă pocăiți astăzi. Acum! Cineva spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Adică oameni care au vrut să se pocăiască, dar nu au mai apucat. Au vrut să meargă în vizită la un bolnav. Săracul bolnav a murit până s-a dus el. Nu au mai apucat. Am vrut să mă duc la o vădvă, la un orfan să-l ajut. Dar n-am mai apucat. Intenții. Dar nu le-am mai realizat. Și se pare că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Ăsta e pavaj care te duce în iad. Că te-ai gândit să faci, dar n-ai mai făcut. Odată spuneam unui frate: frate Gheorghiță, m-am pornit la dumitale, dar n-am ajuns. Și el spune: dar cel mai aproape de casa mea până unde e ajuns? Și eu, un stat așa, spune: măi, Dragoș, măcar ai ieșit din curte? N-am ieșit niciodată. Te-ai gândit numai, nu te-ai pornit. Dacă cineva se pornește din seara asta să pocăiască, Dumnezeu îl ajută. Amin? Eu am avut un uncheș, Ilie. Nevasta lui, adică mătușa mea, era pocăită. El o știu de pocăință. Toată viața îi spunea: firuță, și eu trebuie să mă pocăiesc. Dar el cânta în corul bisericesc, îi plăcea băutura, îi plăcea viața și o îmbătrâni nipocăit. Când s-a îmbolnăvit și o căzut la pat, îmi spune mătușa: eu lucram la CFR-ul mecanic locomotivă. Mă sună: unde ești? Îți să-mi ajut cu trenul. Mă, Ilia meu vrea să vii să-i dai botezul. S-a ridicat un cheș, un om greu, fost ofițer în armata germană. Când a întors rușa armenii, era la ofițeri la Berlin și l-a făcut prizonier de război. Un om greu era acum și se pornea la mine acasă. Fiind bolnav, a căzut jos, mătușa nu l-a putut ridica, o chema doi vecini, l-a luat greu: mă, Ilie, dragul, și la servici, măi, când a venit, te-a botezat. El spune: nu vreau să mor nebotezat, nu vreau să mor nebotezat. O mai stat un ceas în pat, iar s-a ridicat, iar o căzut jos. O venit vecinii, spune: bade, Ilie, stai liniștit, că dragul vine mâine dimineață. În noaptea aceea, uncheșul meu a murit și nu a mai putut să iei botezul. Și eu mă gândeam, mai dau 80 de ani, nu am avut timp. Chiar leși totul pe ultima noapte de viață ca să te împaci cu Dumnezeu? Biblia spune că acum, adică azi în 26, în 26 ianuarie 2020, Dumnezeu vine cu o poruncă din cer. Eu sunt crainic, atât, o port vocea și spun tuturora porunca lui Dumnezeu că trebuie să ne pocăim. Doamne ajută-ne, amin? Trei fete din hor la noi, care jucau tare, s-au hotărât: măi, hai la pocăit să vedem cum e. O venit la adunare, așa le-a plăcut, tătii trei s-au pocăit și o luat botezul. Una din ele era dintr-o familie foarte bună, bogată. Când făceam evanghelizări, tatăl-su, prietenul cu biserica. Dar mai vine la adunare și duminica. Când nu aveam evanghelizare, el venea că îi plăcea. Și eu spun: bază, Gheorghiță, trebuie să te pocăiești de acum. Uite, Aneta, ai pocăit, e căsătorită. Acum trăiește, are 10 copii, o familie bună. Și el spune: băi, Dragoș, eu toată viața am botezat și am cununat și am fost la nunț. Mai am ficiorul ăsta mai mic din Surat, e logodit, la vară face nuntă. După ce îi fac nuntă și strâng banii, a doua duminică la voi și aici rămân.
În primăvară l-a durut apendicita, banal, o operație, nu știu dacă sunt medici aici, s-a dus cu durerea apendicită și l-a adus înapoi în sicriu. N-a mai prins nici nuntă la ficior, nici vremea să se pocăiască. Pentru că diavolul are o armă extraordinar de perfidă. Asta se cheamă amânarea. Și poate mulți știu că e bine să te pocăiești, dar mai am ceva probleme de pus la punct. E bine să te pocăiești, dar nu în seara asta. Oameni buni, după ce termin predica, dacă mă ajută Dumnezeu, mă sui în mașină și plec în Bucovina cu prietenii mei. Da? Și până la urmă, care e câștigul meu că tu te pocăiești sau nu te pocăiești? Dar câștigul este a tău care te pocăiești. Că atrage spre tine așa un capital, o infuzie de dragostea lui Dumnezeu. Că pe cel care ascultă poruncile și le împlinește, pe acela Dumnezeu îl iubește. Să ne ajute Domnul. Când vorbim de pocăință, ea are niște termeni generali. Naștere din nou, legămintele cu Domnul, și asta e o poruncă. Când a ajuns Petru în casa lui Corneliu, Fapte capitolul 10 cu versetul 48, a poruncit să fie botezat în apă. O poruncit. Că botezul în apă este o poruncă de la Domnul. Asta face parte din procesul pocăință. E legământul tău care îl faci tu cu Dumnezeu. Și e obligatoriu să-l faci tu. Am o întâmplare, cu mult, în vremea lui Ceaușescu, dar m-a marcat și am mai povestit-o la frați. Hai să vă spun și dumneavoastră. Circulam în Suceava cu troleul. M-am suit de la capătul linii, am prins un loc bun pe scaun lângă ușă. Când a venit troleul spre centru orașului, s-a aglomerat, mi-a circulat cu ușurile deschise. Știți dumneavoastră ce e mai în vârstă. La un moment dat s-a suit un preot în vârstă, un preot ortodox, îmbrăcat în haine preotești, atâta de rău sta și de înghesuit și i-a spus, nu vă supărați, hai veniți, luați loc aici. Oamenii au făcut loc, eu m-am ridicat, el s-a așezat, mi-a mulțumit frumos, eu i-am răspuns politicos, el mai îmi spune ceva, eu îi spun ceva, el caută dialog cu mine. Și după câteva vorbe se irită, se enervează și mă întreabă tare, ia să-mi spui tu mie câți ani aveai când ai fost botezat în apă. Și eu zic aproape 20. Și el spune, te-am citit din prima că ești un rătăcit. Și eu zic, dar de ce părinte că ți-am dat locul să rătăci? Nu, 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 te-am citit eu. Omul era un om evlavios. Eu port un respect deosebit pentru fețele bisericești. Zic, nu vă supărați, aveți în mână o Biblie? Da. Vă rog foarte frumos, citiți-mi într-un singur loc în Biblia aceea care o ai matale în mână, unde a fost botezat un copil mic. După aia îmi dați mie Biblia și vă citesc în multe locuri unde oameni mari au luat botezul. Dar ce să vedeți voi? Lumea din autobuz se ia cu dânsul, nu cu mine. Și a început să-i spună, citește-i părinte, citește-i. El tot se foie și nu mi-a citit nici până în ziua de azi. Care știe de ce nu mi-a citit? Nicăieri, oameni buni, în Sfânta Scriptură, mergeți la, luați Biblia ortodoxă cu cruci pe ea și citiți un singur copil botezat în apă și atunci eu capitulez. Nu scrie nicăieri. Și atunci de ce să nu facem cum scrie? De ce să facem cum nu scrie? Pentru că pocăință înseamnă și legământ. A poruncit să fie botezat în apă. Că vorbim de porunci. În Fapte, capitolul 1, cu versetul 4, spune că Domnul a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim până nu vor primi o putere. Asta înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Pentru că pocăință înseamnă să renunți la păcatele tale, să le regreți, așa, cu totul, cu totul, să închei legământ cu Dumnezeu prin botez în apă și botez cu Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! Pocăința are și ceva specific pentru fiecare. Astea sunt liniile mari. Când ați făcut că trebuie să renunți la ce e rău în tine. Spuneți Scriptura că la Mântuitor a venit un tânăr foarte bogat. Și a spus, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? O întrebare extraordinară. Eu cred că și sincer a fost și o dorință bună. Domnul îi spune, împlinește poruncile. Le-am păzit toate, le știam, le-au păzit.
Un lucru îți mai lipsește ție. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci, vină și mă urmează. Și tânărul s-a întristat și a plecat. Deci la omul ăsta, ca să fie desăvârșit, trebuia lucrul ăsta să-l facă. Dar eu vă întreb, la cât în Noul Testament Domnul i-a pus să-ți vândă averne? Nu chiar, nu m-am întâlnit la ăsta. Pentru că pocăința lui sta în averea, trebuia să scape de ea, că era legat, se încredea în ea. Pocăința unora din noi care ne-am pocăit de multă vreme, poate mai trebuie completată și acum cu ceva, ceva specific. Poate o soră din adunare ar fi desăvârșită dacă s-ar lăsa și de bârfit, de clevetit. Să nu mai dea atâtea telefoane, să nu mai intereseze cum era îmbrăcat, cum o cântat. Poate asta ar ajuta-o să fie desăvârșită. La cineva atâta îi mai trebuie. La unul poate trebuie să lasă de minciună. Obișnuiește, spune o minciună, el e bun, e moral, e darnic, dă la săraci, dar mai coace câte o minciună. La ăsta trebuie minciună. Deci fiecare are ceva specific. Ia gândește, tu ca să fii desăvârșită, sau voi de acolo, ce v-ar mai trebui? Domnul spunea, un singur lucru îți mai lipsește. Care e lucrul ăsta? E, pocăința înseamnă să te lași de ceva rău. De exemplu, eu vă spun aici un lucru. Eu niciodată în viața mea nu m-am pocăit de fumat. Niciodată. Pentru că în viața mea n-am tras un fum de țigară. Cum pot să spun, a, de asta m-am pocăit? Păi nu-i patima mea. Niciodată nu m-am pocăit de băutură. În viața mea n-am atins cu vârful limbii, bere, vin, orice, nimic, nimic, nimic. Atunci cum pot să spun că eu m-am pocăit de băutură? Ei, nu. Dar vă spun ceva. Eu am lucruri de care trebuie să mă pocăiesc. Dar nu vi le spun vouă, că le știu eu astea. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin? Porunca lui Dumnezeu este să ne pocăim acum. Apoi pe cine se pocăiește acum, pe acela Dumnezeu îl iubește. Amin? Și vine capitolul 10 din aceeași fapte cu versetul 42. Și Petru mai spune de o poruncă. El ne-a poruncit să propovăduim norodul. După ce te-ai pocăit, de acum trebuie să-L slujești pe Dumnezeu. Cu darul pe care l-ai primit. Unii au primit slujba împăcării, spunea Apostolul Pavel, 2 Corinteni, că adică, 5 acolo, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă, în socoteală păcatele, și nouă ne-a încredințat slujba acestei împăcări. Noi dar suntem împuterniciși, trimiși a lui Dumnezeu, și ca și cum Dumnezeu va ruga prin noi, în numele lui Iisus Hristos, oameni buni, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta e slujba, ceea ce trebuie să fac eu. Și asta o fac. În Basarabia, într-o adunare mare, mai mare decât asta, au fost luate mai multe lor de cuvânt. Și eu un pic, și altul un pic, și altul un pic. La urmă a venit la microfon un bărbat mai în vârstă decât mine, cu o constituție sportivă înalt, suplu, se vedea că a fost sportiv. O depus și el o mărturie. Știți ce a spus omul ăsta? Oameni buni, eu m-am născut în Basarabia când făceam parte din glorioasa Republică, Imperiul Sovietic. Am fost o familie de oameni năcăjiți. Întotdeauna am avut în mine o dorință de a fi apreciat, de a fi aplaudat, o dorință de fericire aveam înăuntru meu și nu știam cum să o împlinesc. Și când tata, după multe economii, ne-a adus acasă un televizor alb-negru și când am învârtit butoanele cele și am prins un meci de fotbal și când am văzut că unul da gol și mii de oameni îl aplaudau, au spus, așa voi fi eu fericit, am ales să mă fac fotbalist. L-a rugat pe tata, mi-a cumpărat o minge, dormeam cu mingea și mă trezeam cu mingea. Și îmi spunea el așa, eram acolo, am ajuns fotbalist, dar nu de la care joacă pe islaz. Din milioane de oameni cât are Imperiul Sovietic, da? Eu am ajuns în echipa națională. Și nu în echipa națională, am ajuns vedeta echipei. Când eu intram pe gazon, tribunele se ridicau și mă aclamau numele meu. Când eu marcam un gol, eram aplaudat minute în șir.
Și omul ăsta plângând spune așa: totuși, fericirea n-am găsit-o. Tângeam după o fericire și n-am găsit fericirea asta. Am căutat fericirea în alcool. Colegii m-au simțit și mi-au spus: vezi cât te zboară, cât ești tu de vedetă. Conducerea m-a surprins de două, trei ori, m-a iertat, la urmă m-a dat afară. Și spunea la mulțimea: oameni buni, eu sunt vedeta de fotbal a Uniunii Sovietici, am ajuns să dorm pe iarbă verde, fără prieteni, fără bani, fără nimic. Și mărturisirea lui, așa plângând, spunea că nu a mai avut nimeni nevoie de mine, s-a oprit Hristos în dreptul meu. Și mi-a dat mâna și m-a ridicat de jos, m-a chemat la pocăință, m-a iertat de păcate, m-a botezat cu Duhul Sfânt și m-a făcut slujbaș. M-a pus să spun tuturora că există posibilitatea ca oamenii să împace cu Dumnezeu. Și așa cum era eu un bătrân, nu bătrân, mai vârstă ceva ca mine, spunea: uitați-vă la mine, eu am două perechi de pantaloni. Una o spăl și o pun la uscat și cu una merg la evangelizare, că locuiesc la o cameră de nefamiliști. Toată averea mea din tot ce am avut. Dar ce fericire am acum, n-am avut-o niciodată. Cineva spunea că în inima omului este un gol. Dar golul ăsta e de forma lui Dumnezeu. Unii vor să-l umple cu o minge, ca băiatul ăsta. Alții pun în golul ăla o sticlă. Poate voi fi fericit. Altul pune un pachet de țigări. Altul fuge la păcănele și joacă. Îți distrugi viața și tot nefericit. Fericit ai să fii când în inima ta îl primești pe Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Amin. Spune cuvântul Domnului o altă poruncă. Hai să o și citim, unde? În 15 cu 17, același Ioan. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Voi vă iubiți unii pe alții? Suntem creați cu nevoia de a fi iubiți. Tânjim după iubire. Stam de vorbă la altă ieri cu niște fete, cu niște studente din Cluj, nimăritate. Și spune: dar ce nu vă măritați eu? Dar ce-i rău așa? Mai bine că acum nu o să ne fie niciodată. Că dacă ne măritem, apar copii, bărbatul face mofturi, calcă, spală, fă-i mâncare. Și ce nu-i bine așa? I-a spus: dar voi nu luați în considerare un lucru. Care? Forța aia motrice care vă dă putere ca să le faceți asta toate. Adică dragostea. Că toate când le faci din dragoste, e tare ușor. Odată un băieț s-a dus la un om și a spus: auzi, nene, nu vrei să-mi dai fata ta de nevastă? Și s-a uitat omul ăsta cam lacom, cam hamțân, bun de muncă, ar fi fost dinerică. Și a spus: da, ești rob 7 ani, slujești mie și îți dau fata de nevastă. Și Biblia, eu din Biblie predic acum, Biblia spune că Iacov a lucrat 7 ani și acești 7 ani i-a părut ca 7 zile pentru că o iubea. Măi, când iubești, le faci toate. Oare ce tragedii sunt în familiile în care la o ceartă, la o dispută, și astea s-au întâmplat, eu am auzit mărturisirile astea. Bărbatul îi spune la nevastă: nu te iubi niciodată, nu te-am iubit. O venit o dată o femeie la mine plângând: frate dragul, și ești păstor, învață-mă. Bărbatul mi-a spus acum: nu te-am iubit niciodată și nu mi-a plăcut de tine niciodată. Te-a luat de interes. Ce să fac? Oare cum e în familia aceea? Când trăim așa din obligații, sau numai să ne respectăm blazonul, na, sau avem copii care trebuie să stăm împreună, oare cum e viața? Cum te simți tu să spune bărbatul omul după 30 de ani de căsătorie: nu te mai iubesc, măi? Nu te mai iubesc. Cum îi mai faci mâncare? Cum n-ai mai îngrijit? Sau viceversa, să spună nevastă: niciodată nu mi-a plăcut de tine. Cum e în familia asta? O fi bine? Am un prieten, păstor. Printre alte povestioare mai spune el una mie, că suntem prieteni. Dragoș, la oră 2 din noaptea, soția mea, robustă, bine, îmi spune: Costel, mi-este tare rău.
Am încercat, i-am dus un ceai cu lămâie, măi, poate asta Costel cheamă salvarea că nu mai pot. Am sunat la ora 2 noapte la salvare. Și i-a spune Costel, până vine salvarea e târziu. Și îmi spune, Dragoș, după ani de căsnicie cu copii mari, s-a uitat la mine, m-a prins de gât și mi-a spus, Costel, e un clip asta mor, dar ține minte, toată viața te am iubit cum nu-ți poți imagina, atâta mi-a fost de drag. Și îmi spune Costel, a murit în brațele mele, a venit salvarea, a constatat decesul. Au îngropat, un prieten bun cu el, fratele păstor. Au venit copiii și mi-au spus, tata, ești încă tânăr, poți să-ți refaci viața, ești păstor, altă reputație ai cu nevastă lângă tine. Și el a spus, nu. Când s-a uitat nevasta la mine și mi-a spus, Costel, ține minte, toată viața te-am iubit, cum nu-ți poți tu da seama cât mi-ai fost de drag? Vorba asta nu mă lasă să mă mai însor. O trecut vreo 6-7 ani. Slujește ca păstor, e un om deosebit și spune, cu mine dragostea s-a consumat. Gata. Cât e de frumos când în casă ai dragoste. Și cât e de greu când în casă nu ai dragoste. Și acum a venit Domnul și ne dă o poruncă. Vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Eu am nevoie de iubirea voastră. Poate și voi aveți nevoie de iubirea păstorului. Cântăreți au nevoie de aprobarea și iubirea voastră. Și voi aveți nevoie de cântarea plină de dragostea lor. Și Domnul spune, vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Ioan 13:35, prin ce vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Dacă vă iubiți unii pe alții. Și iubirea asta are o grămadă de moduri de a se manifesta. La noi, înainte când se tănau temeliile la casă, se chema cu claca. Te ridicai în adunare și spuneai, fraților, dacă mă ajută Domnul, miercuri torni temeliile la casă, cine vrea să vină. La noi erau pocăiți mulți și era o deviză. Fiecare să spună, fără mine nu se poate. Nu exista casă să nu... Meargă cineva, un bătrân, o bătrână, un copil, cu o găleată, cu o lopată, cu o tărăboanță în mână, trebuie să fie acolo. Am un prieten, Sava Gula, el era în armată când tatăl s-a murit la 54 de ani. Când a turnat el temelii, s-a ridicat și a spus, fraților, miercuri, dacă Domnul mi-a ajutat, aș vrea să-mi fac un pic de casă. Cred că a fost cea mai mare test din adunare, că noi suntem mulți. Plim drumul de oameni. Erau frați din adunare care îi lămurea pe pocăiți să se ducă acasă. Măi, oameni buni, n-avem ce face. S-au stârnit în sat și se întreba ce se întâmplă acolo. Un pocăitor în temelie la casă. Prin ce vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Dacă vă iubiți unii pe alții. Voi vă iubiți unii pe alții? Și dacă aș vrea să vorbesc ceva de cantitate, în Filipeni 1:8 spune Pavel așa, că martorul meu este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus. Dar voi vă iubiți toți, că dacă iubești pe cel ce te iubește, e bun, dar nu-i ceva deosebit. Dacă iubești pe toți și când iubești pe vrăjmașii tăi, asta e pocăință. Voi iubiți pe toți? Dumnezeu să ne ajute. Dar ce faci cu ăla pe care nu-l poți iubi? Care e greu de iubit? Eu nu știam ce să fac. Și m-a învățat cineva, m-a spus, frate Dragoș, primul pas este să-l identifici pe cea la care nu-l poți iubi. Cum îl cheamă? Nu știu, v-aș întreba pe una din voi, ai pe cineva care nu poți iubi? Cum o cheamă? N-ai pe nimeni. E dirijoare de cor, n-are voie să... Da? Măi, dacă ai pe cineva pe care nu-l poți iubi, vezi cum îl cheamă întâi. Al doilea pas, roagă-te pentru el. Frații mei, eu plec. Eu pot fi un fățarnic, dacă n-aveți darul de la Duhul Sfânt, pot fi un fățarnic. Dar când mă duc și încui ușa după mine și mă rog eu cu Dumnezeu, cu cine să mai fiu fățarnic? Eu am avut pe cineva care mi-a avut grijă tare în adunare. Și a scos vorbe de mine.
Și când am venit seara la 11 de la servici, nevasta spune, știi ce s-a întâmplat cu tare? Zic, ce s-a întâmplat? S-a stricat de cap. Femeie măritată, copiii. M-am dus în altă cameră, nici n-am mâncat. M-am plecat pe genunchi și de la 11 seara până la ora 20 ceva noaptea, am stat pe genunchi și m-a rugat pentru femeia aceea. Când te rogi pentru aceea, se întâmplă ceva. Ori îl schimbă Dumnezeu pe el, ori te schimbă pe tine, poate să fie vina la tine. Și am simțit o elberare și am rămas prieteni în ziua aceea până aici. Dumnezeu a dat vindecare ca și cum nu a fost nimic. Dar trebuie să ne iubim pe toți, da? Și apoi în Ioan 13 spune că acolo Domnul Iisus, ca unul care știa că a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Rămâniți în statornici. Cu asta voi încheia. Predica e lungă tare, dar nu. Rămân aici. La Bosanciu a venit un frate cu numele Ilie Panțiru, de la Prisicărin, din teritoriu ocupat, de la Ucraina. Nu chema nimeni. Și am spus, frate, mă, tale ai putea să predici? Măi, dacă e nevoie, era un om bătrân. Noi aveam binecuvântări de copii. A început să predici. Eu m-am auzit predici mult în viața mea. A început să predici. În câteva minute, 3, 4, 5 minute, ce avea omul ăsta, nu știu. Toată adunarea plângea. Batistele mele după amvon erau udi și tot mai căutam batiste. Avea, domnule, o putere extraordinară. Și a început el cu o întâmplare. Spune, fraților, eu după ce m-am căsătorit, la două săptămâni, la două noapte, la trei, au venit caghebiște și mi-au luat nevasta din pat. Erau făcute tabele cu pocăiți. Nevastă mai era pe tabel și-o luat-o și-o suit într-un camion de la deschis în care car vitele ca să o duc în Siberia. Și eu am spus, dar căsătorit, luați-mă și pe mine. Uita pe tabel, tu nu ești. Și nevastă a spus, Ilie, eu plec în Siberia. Dă-mi niște haine mai groase, că a luat un capot. Spune că am pus niște haine mai groase, nu m-am putut apropia de mașină. Am pus un petrol în el, e greu, am făcut vânt și am aruncat în camion. Dar când a plecat camionul, a sărit și m-am prins eu. Atâta mi-a dat cu arma peste de aici, până mi-a zdrăit și am căzut. Și am spus, am început să lucrez cu ziua prin sat, să strâng bani de bilet și să plec în Siberia. Și oamenii din sat spunea, băi, băiete, tu știi unde e Siberia, măi? Tu știi ce e acolo? Nu mai sunt fete în sat, măi? Și el a spus, nu, eu la fata aceea, înaintea lui Dumnezeu, i-am jurat credință. Atât! Și îmi spune, m-am dus după un an și ceva, săptămâni, am mers până în Siberia. Și când nevastă s-a venit de la muncă silnică, cum era un lagăr, și când l-a văzut, nu i-a venit a crede. Ilie, tu ești? Sau... Și spune, fraților, am avut acolo 8 copii s-au născut. Cel mai mare a murit, l-am îngropat, 600 de litri de motorină am consumat ca să dau foc la lemne să-l pot îngropa. Dar printre altele, spunea așa, eu nu m-am certat cu nevasta niciodată. Și se uita prin adunare și spunea, da voi, de la ce vă certați? Să mai uitați și la mine în spate. Eu nu-s certăreț. Spune, mă, dar voi de la ce vă certați? Eu plângeam și nu știam de la ce mă cert. Și omul ăsta m-a învățat ce înseamnă să iubești până la capăt. Au venit înapoi în Basarabia și a spus, frate Ilie, de acum nu-ți merge cum vrei dumitale. Mai vine odată la noi, cum spunea omul lui Dumnezeu, dar vine cu nevasta. Și într-o zi, pe când făceam treabă, au venit doi bătrâni să țineau la braț, m-am uitat la unul, m-am uitat la altul, păreau doi sfinți de pe alte planete venit. Așa se respectau, așa se uitau unul la altul, așa de atenți erau. Pe omul ăsta, Ilie Panțiru, Domnul l-a chemat anul trecut acasă, de soția lui nu mai știu. Că noi dacă ne iubim, trebuie să ne iubim până la capăt. Amin? Frații mei, nu știu până la urmă ce va face Dumnezeu cu lumea din păcate. Sau dacă vreți, știu și vă spun. Va veni o vreme, o zi, noi creați de Dumnezeu, făcuți de Dumnezeu, lăsați suntem o vreme pe pământ până când vine o zi.
Și în ziua când va veni judecata lui Dumnezeu, El va face o selecție între cei ce trăiesc în Orada. Păcătoșii va arunca într-o chinuire veșnică și sfinți într-o fericire veșnică. Nu știu unde vei fi tu. Eu doresc să fii în Raiul lui Dumnezeu. Tu cu toți cei dragi ai tăi, amin? Când se va face marea strigare, veniți binecuvântați Tatălui meu, tu să fii acolo cu cei dragi ai tăi. Dumnezeu să ne ajute. Pe ceilalți Dumnezeu îi va arunca în focul veșnic. Dar până atunci sunt categorii de oameni foarte privilegiați, care au dreptul și asigurată dragostea lui Dumnezeu. Știți pe cine iubește Dumnezeu? Dacă cineva are poruncile lui Dumnezeu și le împlinește, va fi iubit de Dumnezeu. Amin.